58% din bugetul propriu al județului Hunedoara pentru 2023 este destinat pentru dezvoltare și investiții. Într-o ședință extraordinară, proiectul de hotărâre a fost aprobat de către consilieri. Bugetul este în valoare de aproape 600 de milioane de lei, o sumă record în ultimii 32 de ani. La acesta se adaugă proiectele cu finanțare nerambursabilă, care vizează mai multe obiective culturale și de patrimoniu din județ. Conducerea Consiliului Județean spune că alocarea a aproape 2/3 din buget pentru dezvoltare și investiții este foarte important pentru județul Hunedoara. De asemenea, s-au făcut și estimările pentru perioada 2024-2026 ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean și a spitalelor de interes județean. Este poate pentru prima dată după 32 de ani de zile când 58% din bugetul Consiliului Județean l-am băgat pe investiții. Sunt omul care consideră că dacă nu facem investiții, nu putem să dezvoltăm județul Hunedoara. Și să acorzi 58% din buget pentru investiții este mare lucru. Ați văzut că unii consilieri mai ziceau că într-o parte și într-alta. Sigur, fiecare este cu părerea lui. Dar pe total a fost bine, au înțeles-o toți că bugetul este necesar să fie și sperăm să-l și putem realiza așa cum trebuie. În plus, în acest an se vor aloca pentru instituțiile de cultură din județ peste 30 de milioane de lei. Președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, spune că este important să fie atrase cât mai multe fonduri europene nerambursabile, cu care se pot realiza proiectele pentru dezvoltarea județului. Eu am spus-o de la început că orice instituție din județul Hunedoara care nu încearcă să atragă fonduri europene și se bazează doar pe bugetul propriu sau mila de la guvern, nu poate să se dezvolte. Și ca atare, noi, județul Hunedoara, am făcut proiecte aproape de 1 miliard de euro aprobate la ora actuală. Și vreau să mulțumesc pe această cale echipei de la proiecte, împreună cu doamna Paula Enuț, și a format doamna Paula o echipă extraordinară cu care, sincer vă spun, pot să candidez la orice instituție cu ea, că vom câștiga. Așa sunt de buni colegii mei de acolo. Faptul ține că au lucrat foarte bine proiectele și avem aprobat, așa cum v-am spus, 1 miliard de euro, este mare lucru. Și nu ne oprim aici. Continuăm mai departe să depunem proiecte, fiindcă doresc să facem cât mai multe proiecte pe fonduri europene, să le atragem în același timp și să le și implementăm. Aprobarea bugetului înseamnă punerea în practică de acum a programelor, proiectelor și lucrărilor de dezvoltare a județului.